2, 10, 10, 10, mota, 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 mota. Prefăcută, amico. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. Băieții buni, așa cum v-ați obișnuit, definesc politica scurs și la obiect, cam asta se reduce până la urmă, la asta se reduce esența, bot în bot cu o lepră mică. Îi vedem cum stau la negocieri, tatonări, după care vin cu masa de votanți pe care au avut-o și au strâns, o tranzacționează în favoarea intereselor personale de grup și gata, s-a încheiat sistemul de votare, vă mulțumim pentru participare. E de înțeles, într-adevăr, pentru că electoratul s-a săturat de acest sistem, sperăm că ultima șansă, ultima posibilitate de schimbare la tot ceea ce s-a întâmplat în cei 26 de ani se află la legile parlamentare. O să ne consultăm și cu dumneavoastră vis-a-vis de acest lucru și cu colegii mei de platou și vedem ce șanse avem, ce posibilități avem, dar până atunci vreau să îi rog pe colegii mei din regie dacă au pregătit materialul cu asfaltarea străzilor din Târgu Jiu, eterna asfaltare. Aici sunt banii dumneavoastră, o să vedeți în fereastră când o să difuzeze colegii mei din regie materialul și o să încercăm împreună cu colegii mei din regie și cu dumneavoastră să emitem opinii, recomandări, sugestii sau ceea ce doriți dumneavoastră autorităților locale, precum și planuri de viitor cât se poate de potrivite, zic eu, în perioada următoare. Alături de noi în studio, domnul Gheorghe Pecingine, Partidul Național Liberal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și Andrei Udriștoiu, Partidul Mișcarea Populară. Bună seara, bine ați venit și noastră! Bună seara, bine v-am găsit! Avem asfaltări de toată minunea și de toată frumusețea în Târgu Jiu, domnul Pecingine, domnul Udriștoiu. Probabil ați văzut că arată ca niște scoverci, ca niște clătite de alea lipite una de alta, pe care mașinile efectiv fac un fel de slalom din asta. E bine că mai trebuie să mergem la mare sau la munte, pentru că ne obișnuim pe valuri câteodată mergem și câteodată facem slalom printre gropi. Domnul Pecingine, văd că sunteți foarte mulțumit. Probabil o să doriți să participați la un raliu de cross country din ăsta. Întâmplarea face să fiu și motociclist și le simt mult mai bine decât cei din automobile. Aceste denivelări. Asta e managementul de care beneficiază Târgu Jiu, pe care și-l doresc târgu jienii. Asta e, nu ne putem... Asfaltăm cu lopata și cu roaba, deci așa se asfaltă de rău. Suntem în anul 2016, cum bine spuneți, și așa se asfaltează la Târgu Jiu, oraș european. Păi da, asta e prima probă că suntem membri în Uniunea Europeană. Deci uitați-vă acolo cu cât sârg, unul dă cu lopata, altul se uită și să ce mai avea, nu știu dacă au final acolo, ce au un roba aia acolo. La să care... știți că vom fi acuzați că suntem răutăcioși. Oamenii își fac treaba, lucrurile sunt extraordinare în Târgu Jiu, merg spre bine, au mers 16 ani, vor mai merge încă 4 ani în aceeași direcție. Din punctul meu de vedere vor sta pe loc în continuare. Vom face tot asfaltări la lopată, că lopata e de bază. La Târgu Jiu, da, nu zâmbiți, că la Târgu Jiu nu a ajuns încă modernitatea sau modernizarea orașului, e ceva de domeniul viitorului, SF. Păi Star Trek, așa arată, că... stimați telespectatori, dacă noi așa avem... arată acum când să punem, așa va arăta în 2176, nu? Nu, cât să timp dăm va fi Florin Cârciumaru în fruntea acestui oraș și așa va arăta. Păi credeți că nu va resta până în 2176? Eu știu, depinde de soluțiile pe care le folosesc și de la... Acum iar o să fiu răutăcios că l-am mai făcut o dată, am spus că este mumificat și pus în geam ca să câștige PSD-ul alegerile. Păi nu, uitați, nu au fost în stare să scoată nimic altceva. Merg în continuare Florin Cârciumaru, Ion Călinul. Acum s-au supărat că l-am criticat sau mă rog, am tras niște semnale de alarmă în ceea ce privește pe Cosmin Popescu și am văzut și niște confrații dumneavoastră din presă de ce n-am spus până acum. Pentru că până acum Cosmin Popescu din punct de vedere politic nu reprezenta nimic. Era un simplu membru de partid, unul din enumerații vicepreședinții ai PSD-ului. Dar acum este președinte al Consiliului Județean și mi-am permis să atrag niște semnale de alarmă cu privire la oamenii și cercurile de interese din jurul lui Cosmin Popescu. Dar de ce reacționează politicienii ăștia atât de înveterați în rele în momentul în care îi criticați sau atrageți asupra atenția asupra unor nereguli sau probleme? Exact ca o fată mare. Fai, ce m-ați pișcat, cum v-ați permis? Deci au un comportament... Cu gândul doar, ăsta. Doar. Da. Mă da, au un comportament din ăsta exact de domnișoare, din ăsta de budoar. Nu acceptă dezbaterile pe anumite probleme. Am văzut și eu astăzi, iar am devenit omul lui Condescu. Ia uitați acolo cât de da. Frumos domnul Pecingine. Dacă nu-i lopata degeaba. Da. Deci, și unul stă în genunchi și toarnă cum este. Dorele, cum e un asfalt? Deci cam... cred că mai trebuie să iau o gură din el să vadă. Păi asfaltare din asta trebuie să vadă și occidentalii.
Așa ceva? Nu, deci vorbim de o reședință de județ, ora, municipiul Târgu Jiu. Despre deci ce vorbim? Noi avem un punct din 98. N-am fost în stare să-l modernizăm până acum, în 2016. Deci noi funcționăm pe același punct din 1998. Deci noi suntem încă în anii 90. De ce ne mirăm? Eu cred că în 1907, cred că uitați, deci câtă minunăție este în acest Târgu Jiu. Deci nu poți să iau uitați cum pleacă coroaba, să duce un pic mai acolo, mai pune niște cimel la cazma sau la ce mai probabil pe care vine înapoi să întorc. Da, probabil o să primim o replică usturătoare din partea autorității, o să ne spună că asta e procedura. Așa se burilă de canal, așa se asamblează. N-au cum să asfalteze altfel decât cu canciocul, mistria și lopata. Uitați, acolo e descoperit. Vedeți? Lăsa descoperit, băi. Colegii mei sunt cam rău tăcioși, vorba dumneavoastră până la urmă, uitați. Doamne, lucrurile sunt bune, sunt frumoase. Acolo e coroana regelui, vedeți? Avem de toate în Târgu Jiu ăsta, inclusiv străzi, canale, tot ce ne trebuie. Nu știu ce vă plângeți. Nu, noi nu ne plângem. Noi încercăm să facem niște acte de admirație vis-a-vis de... Eu sunt convins că l-ați căutat special ăsta. Nu l-au căutat. Colegii mei au trecut efectiv și au văzut maniera herupistă în care se lucrează, stilul pompieristic al acelor doreli care, ei săraci, până la urmă n-au nicio vină. Exact, niște ordine, da. E vorba de modul în care se fac aceste lucrări. Nu știu dacă există un proces verbal de recepție, nu știu, până la urmă e vorba de banii mei. Deci sunteți prea meticulos și cereți prea mult. Nu sunt meticulos, încerc să se respecte legea. Vi se pare mult să ceri să se respecte legea? De la Târgu Jiu, da. Andrei Udriștoiu. Da, mă uitam la imaginile difuzate de dumneavoastră. Probabil colegii dumneavoastră nu au fost la ora de vârf. În schimb, astăzi eu am trecut pe strada, pe strada cu pricina și traficul era mult mai greu. Tot era încurcat, era un blocaj rutier, să-i spun așa. Nu știu, din imaginile noastre nu s-a revăzut asta. Într-adevăr, avem un mod special de a repara străzile din municipiu. Mistria, lopata și roaba. Nici în comune nu cred că se mai procedează așa, dar aminte într-un municipiu de reședință de județ. Acum vreo câteva luni, Andrei, nu știu dacă ai văzut, era un material difuzat în care unii, nu știu în ce localitate, destul de nepărtată, foloseau tot același tip de a face asfaltările. Și cum uitați, era noi în centrul Târgu Jiului, lopata, mistria și stau acolo și lucrează. Într-adevăr, asta probabil era o localitate îndepărtată de da, un centru al județului, sau ceva de genul ăsta, dar noi vorbim de Târgu Jiu, reședința de județ, da. Un oraș european, un oraș în care dorim să aducem turiști, atât români cât și străini. Orașul lui Brâncuș. Nu știu ce impresie și-ar face un turist dacă ar ajunge la ora de vârf pe asemenea stradă. Păi și noi promovăm turismul în momentul de față. Turismul care nu există în acest moment în Târgu Jiu și turismul pe care n-a fost în stare să-l promovăm în cei 16 ani. Domnul Andrei, promovăm turismul cu roaba. E și asta o soluție pentru culoarea roșie din județ. Probabil așa se gândesc noi și să devenim mai cunoscuți în România prin astfel de reparații de drumuri. Doar că n-ar trebui să ne mai mirăm după 5, 6 sau 7 luni de zile de distrugerea din nou acestor străzi. Uitați-vă în imaginile. Nu, dar nu răspunde nimeni. Am văzut, s-a turnat un strat de asfalt. Era foarte bine turnată, după care intervine asupra lui, uitați. Și mie mi se pare anormal modul acesta de a lucra. Adică turni stratul de asfalt, după care în secunda 2 te apuci și îl spargi, faci anumite plumbe. La parc acolo, în zona centrală, la intersecție de la Piața Mare, la fel, au decopertat o zonă, au turnat iar un strat din ala de mămăligă asfaltică. Se lucrează fără creier, se lucrează fără cap în municipiul Târgu Jiu și în tot județul luminate, Goș. Domnul Andrei, sunt minți luminate care au dictat asemenea lucrări. Dacă colegul de platou este motociclist, eu mă declar biciclist și vă spun că e dacă ați lua o groapă din aia cu motocicleta sau cu bicicleta, ar fi game over la carieră. Da. Târgu Jiu. Gheorghe Pecingi, nu încă o dată, te rog. Vă place acea roabă? Da, e specific. Cred că ne... Ar trebui să o punem și peste tema Târgu Jiului. Nu glumesc. Roaba și mistria, uite. Pentru că așa merg lucrurile la Târgu Jiu. Nu merg cu un automobil. Dar vă dați seama, oamenii din presa centrală, când or să vadă aceste materiale, modul în care se execută lucrările de asfaltare în Târgu Jiu. O să spună că s-a mutat caracalul puțin mai încoace. Ce poți să comentezi? Ce poți să spui despre asemenea lucruri? Și superb autobuz în imagine, nu? Da. Autobuzul, dacă vedeți, parca exact pe banda a doua. Pentru că nu putea să parcheze pe bana întâia, deci încurcând tot traficul din spate. Deci s-a făcut o coloană. Eu cred că asemenea lucrări putea fi făcută și pe timpul nopții. Păi pe timpul nopții cred că într-o oră, două nu aveau ce face și nu mai blocau în asemenea hal traficul. Alo, bună seara, sunteți alături de noi. Bună seara la noastră și invitațiilor noastre. Bună seara și la dumneavoastră, vă rog. Frumoasă emisiune ca întotdeauna.
Salut pe Pigi și pe celălalt interlocutor al tău din platou. Vă rog să admirați cu toată pasiunea dumneavoastră peisajele extraordinar de frumoase ale șușelelor din Târgu Jiu. Eu am apucat să le văd fiind în mașină la ora respectivă. Vreau să vă întreb o chestie. De fapt, întâi vă spun o chestie scurtă și după aia vă întreb, ca să vă interesați. Astăzi a trebuit să ajut pe cineva din familia mea care vrea să facă un branșament la o canalizare și o legătură la o... să se lege cu apa la casă. Vreau să vă spun că mi-au trebuit 6-7 ore la Poliția Rutieră Gorj, la drumuri naționale, la Primăria Municipiului Târgu Jiu să obțin o autorizație. Asta în condițiile în care mă bat cu cărămida, îmi pierd tampile și relații. Ei ori avea oare autorizație de blocarea drumului de la, de la Poliția Rutieră vă referiți probabil, că ei trebuie să dea. Nu, mă refer la Primăria Municipiului Târgu Jiu, că sunt salariații drumurilor. Deci, vă place? Parcă sunt păstori odihnindu-se în cozile de lopată acolo. Sunt fabuloase peisajele din... Eu recunosc, mie îmi place peisajul acesta din Târgu Jiu. Chiar dacă sunt un pic cinic acum. Este din păcate am fost și eu părtaș la trafic, la nebunia și de la sensul giratoriu de la Piața Mare și pe Bulevardul Brâncuș. Vreau să pune autorizație să spargă drumul public, mă îndoiesc. Din punct de vedere al cetățeanului din Târgu Jiu, ne merităm soartă. Am votat pe roșu, pe roșu să stăm. Tot pe roșu suntem, da? Suntem pe roșu ca să nu folosim o altă expresie. Era să zic o prostie mai mare, da. Da, nu, problema se pune că ne merităm soarta, eu aș vrea să spargă toate străzile din Târgu Jiu. Aolo, păi de ce? Așa, să cadă unii în grob, nu? N-avem norocul ăsta. Să nu cadă, păi nu, Gigi era tot ce probabil să gândea să nu cadă întâi gospodar al municipiului. Nu, problema se pune ca orice târgujean care se respectă. Este punctul meu de vedere și îmi cer scuze dacă jignesc pe altcineva. Suntem prea proști pentru județul Gorj și ce avem, sau pentru municipiul Târgu Jiu și pentru ceea ce avem în municipiul Târgu Jiu și în județul Gorj. Nu știm să exploatăm, nu știm să scoatem nasul la suprafață, din păcate îl băgăm în... Doamna aceea cu mătura din sensul giratoriu, unde credeți că vedea? Există la APA Regio. Deci o așa împrește, efectiv, mai sper să nu se supere un prieten al meu care o are închiriată la APA Regio acolo. Există o mașină care are pe ea acele aspiratoare celebre. Ia o chirie destul de frumoasă pe ea. Nu, dar doamna vântură mai frumos acolo, intersecția cu mătura, sincer. Păi, da. Păi să fim, fără să fiu misogin și să am ceva cu persoanele de o altă etnie, majoritatea l-au votat pe domnul Cârciumaru primar. Sau pe domnul Cârciumar primar. Probabil acolo asfaltul avea un pic nevoie de aerisire și probabil de aia dădea cu mătura. Păi nu, e făcut o firmă din Târgu Jiu și trebuie să mai ia niște bani. Probabil au fost niște bani băgați în campania electorală și trebuie justificați cumva. O să facem și noi niște solicitări pe baza legii privind liberul acces la informații de interes public, legea 544/2001, să vedem cât au costat aceste lucrări care s-au desfășurat astăzi și cine va face recepția finală. Uite ăsta pe unde trece cu Audi acum. E la Piața Mare, sensul giratoriu de acolo. Da, am recunoscut și în Târgu Jiu, dar n-are o jumătate de metru lățime, dar duceți-vă și uitați-vă la fundația de la stadion. Duceți-vă la sala sporturilor, că sunt niște chestii interesante pentru Târgu Jiu. Da, așa este. Să vadă lumea ce a votat, să vadă lumea ce facem, că asfaltările alea se fac pe banii noștri. Acolo sunt banii dumneavoastră, da? Da, exact cum a pus cineva în oraș o reclamă din asta frumoasă, a făcut o mare parcare și a scris: aici sunt banii dumneavoastră și e la că tu pui te porți. Știți unde, nu? Da. La Târgu Aut. Da.
Bine, domnilor, mulțumim. Emisiune plăcută și mulțumim. La cele mai bune, seară frumoasă. Mulțumim, mulțumim pentru interesul noastră telefonică. Oamenii, într-adevăr, au răspuns foarte prompt la modul acesta în care se încheltuiesc banii publici. Nu știu care e discernământul, nu știu care e logica unor astfel de lucrări. Nu știu dacă sunt cele mai potrivite ustensile, mistria, lopata și roaba și acum mai nou mătura, am văzut. Dacă momentul e potrivit, ziua în amiază mare când e circulație, oră de vârf, să te apuci să lucrezi, să faci asemenea lucrări. Dar asta e. Târgu Jiu, încă o dată. Nu putem să avem pretenții foarte mari. Nu știu de ce ne mirăm acum atât de mult, când timp de 16 ani lucrurile au mers în aceeași direcție. În schimb, am votat tot PSD, am votat tot roșu. Nu știu ce e de făcut în următorii 4 ani de zile. Vom avea problema mai asta în continuare. Mai facem niște plumbări, domnul Odrișteu. De ce sunteți așa răutăcios? Uitați, pentru că acolo se asfaltează cu succes. Cu succes, da. Aveți dreptate. Cu mult succes. Da. Reușitele sunt contabilizate în banii publici ai noștri. Probabil târgujenii nu sunt interesați de modul în care banii lor, banii noștri, sunt cheltuiți pe astfel de lucrări. Dar uitați-vă, gura de canare este mai sus decât strada. Cum se scurge apa? Hai, domnule, iar sunteți răutăcioși, mai vreți și scurgere să se scurge. Păi cum se scurge apa? Că dacă te prinde, cum sunt acum, e vremea capricioasă, dacă te, Doamne ferește, te prinde în trafic o ploiță, nu o ploaie serioasă, o să vedeți cum se blochează. Tot traficul se blochează în Târgu Jiu. Nu, dar se fac niște bălți imense, m-am uitat și mai trece câte unul de ăsta cu viteză și am văzut o doamnă bine îmbrăcată. Deci credeți, un parcă a avut o găleată, dar a făcut-o de cap până în picioare, parcă a fost la piscină. Se întâmplă. Dacă... Imagini superbe, oricum. Canciocul, da. O să încercăm să candidăm la premiile Oscar pentru imaginile de senzație difuzate în această seară cu privire la modul în care se face asfaltarea în Târgu Jiu. Ziceți, am avea șanse. Cu Târgu Jiu nostru minunat și cu domnul Florin Cârciumaru. Cârciumaru, rolul principal, da? Da, cu domnul Cârciumaru, bineînțeles. El e frumos, e tânăr, domnul deștept. Da. Florin Cârciumaru este tânăr frumos. Tânăr și neliniștit. E deja la episodul 7500 și mai știu eu cât. Da, asta e. Viitorul Târgu Jiului sună bine. Nu, cred că sună ocupat. Domnul Pege, sună ocupat. Sunteți răutăcios. Păi nu, ați format și dumneavoastră, a format și Mișcarea Populară, v-a sunat ocupat de fiecare dată. Da. Probabil avea semnalul suficient de puternic pentru a depăși. Nu, idilul e bun. Uite ce faci. Lucrează. Există explicații pentru treburile astea. O să vi le dea în perioada următoare. O să spună că sunteți răutăcioși. Sunteți o televiziune neserioasă pertinența că ați avut curajul să filmăm materialele. Oamenii erau la muncă. Nu apreciați munca și modul gospodăresc de gestionare a problemelor din oraș. Asta e. Asta am votat, asta avem. Să încercăm să o scoatem la capăt până în 2020. Vă așteptați dumneavoastră la o notă optimistă până în 2020, având în vedere modul heirupist în care s-a început deja imediat ce s-au încheiat alegerile locale? Eu nu mă aștept și de asta și mărșe și am început să fac tot felul de acțiuni și din postura de simplu cetățean, pentru că nu pot să aștept să aibă Florin Cârciumaru inițiativă. Am spus că e un tip plafonat, deja de două mandate e plafonat. Nu poate mai mult Florin Cârciumaru și atunci trebuie să-l ajutăm, fie din postura de cetățeni, fie din cei care sunt implicați acum în Consiliul Local, trebuie să-l ajutăm. Și acum chiar vorbesc la modul cel mai serios. Omul nu poate mai mult. De ce să avem pretenții? L-au votat cetățenii 12.000 de data asta, la jumătate față de dar ce se întâmplă. Credeți dumneavoastră că hegemonul ar avea nevoie de ajutorul, de prea umilul dumneavoastră ajutor și îl va accepta mai ales? N-are ce să facă, va trebui să-l accepte, vă spun eu. Sunt situații când va trebui să-l accepte. Dacă nu am marșat noi până acum și n-am fost învățați până acum să luăm atitudine. Eu vă spun că dacă vom lua atitudine, va fi nevoit Florin Cârciumaru să facă lucrul ăsta. Pentru că el e la final de carieră. Nu trebuie să ne ascundem. Unde credeți că va mai merge Florin Cârciumaru peste încă 3 ani? Mai mult de atât nu poate prosti Târgu Jinii și oricum ar avea o părere proastă sau ar fi avut o părere proastă Brâncuș despre noi burjenii și Târgu Jinii în general, nu putem să rămânem așa la infinit. Da? Deci nu putem să rămânem așa la infinit. Se mai schimbă generații, mai vin oameni, mai circulă, mai merg afară în alte județe, nu am pretenția să meargă în străinătate. Mă uit la dumneavoastră, domnul Pecingine, înainte erați un pic mai agresiv, un pic mai accentuat în acuzațiile pe care le făceați. Acum, când vorbiți vis-a-vis de întâiul hegemon al municipiului Târgu Jiu, aveți un ton din ăsta mai docil, mai blând, mai așezat, de parcă ați vorbit de un copil cu anumite probleme de comportament, da, cu un anumit retard, cu un anumit, milă, da. Deci mi-e milă de Florin Cârciumaru, pentru că n-a înțeles pe deosebire de un Călinoiu să facă pasul lateral și ne ține în continuare și pe noi
Târgu Jini ne ține în stand-by. Noi stăm pe loc. De vreo 8 ani noi nu ne mai mișcăm. Nici în stânga, nici în dreapta, nici măcar în spate nu mergem. Noi stăm pe loc. Suntem la mistrie, cancioc și roabă. Asta vreau să zic. Să mișcă Târgu Jiu. Uitați ce frumos și multă abilitate. Roaba. Da, domnul, da, alții se mișcă cu săgeata albastră și la noi ne mișcăm cu roaba. Andrei, domnul Leo, sunt blocat. Suntem un oraș atât de înapoiat, un oraș atât de îmbătrânit și o mentalitate învechită. M-am așteptat la multe la alegerile locale din anul acesta. Am fost dezamăgit. Sper că târgujenii o să-și accepte soarta, că n-au ce face altceva. Și acum le arătăm și noi, domnul Odriștoiu, domnul Pecingină, ce s-a votat. Deci ăsta e rezultatul votului pe care l-au dat în data de 5 iunie. Modul în care se fac lucrările, preocuparea pentru ei, aprecierea care o arată societății asta și viitorul. Asta e ce vedem. Că dacă trecem dincolo de aparențe, se ne uităm în multe, asta multe lucruri. Da. Lucruri mult mai grave se petrec în județ și în municipiu decât aceste asfaltări inutile, le spun eu, fără niciun sens. Făcute. Foarte prost. Așa cum bine sesizați, eu mă gândesc, nu știu, nu sunt de specialitate, nu sunt inginer, dar mă gândesc că ceea ce pun ei acolo, cimentul respectiv, dar să îndeplinească anumite calități, pentru că atunci când stori șapa în casă sau storni o placă la casă, trebuie să aibă betonul respectiv o anumite calități. Da? Nu știu dacă ăsta acolo, ceea ce fac ei în cancioc și în roabă, respectă normele pentru a putea suporta și trafic greu. Pentru... Și o să vedeți peste o lună, două, iar trecem că se dărâmă, e în mod clar. Și iar trecem și asfaltăm. Nu, dacă e ciment de firmă Armani, nu cred că se dărâmă. Cred că e o plombă de calitate foarte proastă. Nu știu cine și-ar pune așa ceva nici măcar în propria sa curte, unde nu e un trafic și nu... Gurile acelea de canal nu aveau nicio problemă. Am trecut și eu pe acolo de foarte multe ori cu mașina. Nu știu de ce acum s-a spart în jurul lor, s-au decopertat asfaltul, s-a tăiat și după care s-a pus ciment. Să pune ciment. Ce priză face cimentul ăla cu mixtura asfaltică? O, trebuia să se lucreze, să se vadă că într-adevăr... Gospodarul muncește. Sunt activități care au fost decontate, cum spunește telespectatorul dumneavoastră, și trebuiau justificate din punct de vedere al operațiunilor în teren. Nu, suntem curioși cât au costat. O să depunem și noi o cerere pe legea privind liberul acces la informațiile publice, pentru că voi vorba până la urmă de banii noștri, să vedem cât au costat aceste lucrări făcute cu roaba și cu mistria și cu lopata. De ce râdeți, domnul Odriștoiu? Au costat destul de mult, presupun, ținând cont că sunt niște lucrări de o calitate foarte bună, cu o firmă foarte serioasă, cu oameni specializați, cu utilaje profesionale. Cred că unde crezi că au făcut training-ul? Au făcut team building-uri ceva? Cred că undeva în Germania, Austria, nu știu, în Europa de Vest oricum. Făceau așa ceva în Austria sau în Germania. Mă rog, încă o dată, Târgu Jiu. Târgu Jiu, dar nu trebuie nici nu trebuie acum să devenim pesimiști. Eu zic că cu puțin ajutor din partea noastră a cetățenilor care nu ne resemnăm, da? Putem să ne împingem puțin, să-l scoatem din inerția orașul ăsta. Nu, probabil dacă s-a început așa imediat după data de 5 iunie de la alegerile locale și exact în forță cu roaba și cu lopata, asta înseamnă că semne bune anulare în perioada următoare. Haideți să luăm publicitate, după care revenim. Publicitate.